Credincioșii suceveni s-au rugat astăzi împreună cu ierarhul lor la Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite și la Denia Canonului Mare. Cele două slujbe au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în Biserica Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou. Înalt preasfinția sa, înconjurat de un numeros sobor de clerici, a oficiat dimineață liturghia darurilor înainte sfințite. La slujba săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală, unde se află moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, au participat credincioși din municipiu. Pe seară, tot în acest sfânt lăcaș, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a săvârșit denia canonului mare din joia săptămânii a cincea apostolului Sfintelor Paști. În cuvântul de învățătură rostit, părintele protosinghel Iustinian Săvescu a vorbit despre importanța conștientizării păcatului. Pentru a înțelege mai bine ce este această conștientizare a păcatului, trebuie să vedem mai întâi ce este păcatul. Păcatul este înstrăinarea de noi înșine și de Dumnezeu. Este călcarea legii dumnezeiești, neascultare de porunca voii libere, răspunsul negativ al voinței noastre la chemarea lui Dumnezeu, sau boală sufletească, lucrarea diavolului, urăciune și necurăție, robie, bolt al morții. De toate poate fugi omul dacă vrea, însă numai de conștiința sa nu, căci ea face parte din însăși ființa omului. Omule, zice fericitul Augustin, poți fugi de toate, numai de conștiința ta nu. Intră în casă, odihnește-te în pat, retrage-te în lăuntrul tău, niciun loc nu vei afla unde să te ascunzi dacă păcatele tale te vor roade. Dobândind conștiința stării sale de păcătoșenie, fiul risipitor de care am făcut pomenire înainte de a intra în Sfântul și Marele Post și a adus aminte de bunurile și de fericirea de care se bucura el când era la tatăl său, iar situația actuală pe care o avea în momentul în care rememora aceste stări dinainte, situația de paznic la porci, într-un ținut străin, îi apărea cu atât mai dureroasă cu cât își aducea aminte de patria sa. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.